Știu cât de greu este să fii slab, pentru că și eu am fost în aceeași situație ca și tine. Dar înainte să iei orice fel de sfat de la mine, ar trebui să îmi știi povestea. Am trecut prin enorm de multe experiențe din perioada în care eram foarte slab până în momentul de față. Când aveam în jur de 63 de kilograme, m-am hotărât să încep să fac exerciții acasă. Nu știam că alimentația este un factor important și doar începusem să mă antrenez. Am ajuns la 67 de kilograme în decursul unui an întreg, dar problema este că urma să am o operație. Mi-am rupt ligamentele și am avut meniscul fisurat la piciorul drept și a trebuit să mă operez. Perioada asta de operație m-a slăbit din toate punctele de vedere, și fizic și mental, și pe lângă asta mi s-a mai atrofiat și piciorul drept și trebuia să recuperez. Iar de când m-am operat până în momentul de față am pus 13 kg din care mare parte este masă musculară. Am vrut să adaug operația în povestea mea pentru că este ca și cum aș fi început de două ori de la început. Iar astea sunt lucrurile care m-au ajutat cel mai mult să pun atâtea kilograme. Înainte să spun același lucru ca și restul, că trebuie să mănânci mai mult, îți voi spune altceva și mai exact să îți calculezi caloriile. Degeaba mănânci mai mult dacă nu știi de câte calorii ai nevoie ca să te menții sau să fii în surplus caloric. Mie personal, calculatul caloriilor mi-a schimbat total progresul pe care l-am avut. Este foarte important să știi de câte calorii ai nevoie, pentru că poți să slăbești când vrei, poți să te îngrași când vrei și poți să te menții când vrei. Iar cea mai bună metodă prin care îți poți calcula caloriile este printr-o aplicație precum MyFitnessPal. Dar nu va face aplicația totul pentru tine, va trebui să îți adaugi în fiecare zi ceea ce mănânci. MyFitnessPal are un calcul integrat, dacă adaugi greutatea, vârsta și înălțimea, cred, îți va zice de câte calorii ai nevoie. Dar recomandarea mea este să nu te iei după ce zice aplicația și să încerci să mănânci, să vezi de câte calorii ai nevoie. Iar ca să afli de câte calorii ai nevoie, mănâncă la fel ca până acum o săptămână întreagă, adaugă-ți în fiecare zi ceea ce ai mâncat. La sfârșitul săptămânii aduni toate caloriile din toate zilele și împarți la 7. Aia este media și practic atât ai mâncat tu în fiecare zi în săptămâna respectivă. Iar în funcție de ce rezultate ai avut, dacă te-ai îngrășat în săptămâna aia, dacă ai slăbit, dacă te-ai menținut, așa afli de câte calorii ai nevoie. Un kilogram de grăsime este echivalentul a 9000 de calorii, ceea ce înseamnă că dacă ai pus un kilogram în săptămâna aia, ai fost în surplus caloric cu 9000 de calorii. Dacă ai slăbit un kilogram, ai fost în deficit caloric cu 9000 de calorii și dacă te-ai menținut, înseamnă că alea sunt caloriile tale de menținere. Dacă vrei să fac un tutorial în care spun micile secrete pe care le folosesc eu prin aplicația respectivă, lasă-mi în comentarii. Acum că ai aflat de câte calorii ai nevoie să te menții, aproape că ai terminat jocul. Acum îți voi spune la fel ca ceilalți că trebuie să mănânci mai mult. Nu trebuie să mănânci neapărat cât de mult poți, dar trebuie să mănânci îndeajuns de mult încât să fii într-un surplus caloric. Un surplus caloric înseamnă să mănânci mai mult decât caloriile necesare ca să te menții. Dacă ai nevoie de 2000 de calorii ca să te menții, mănâncă 2200-2300 de calorii și va rezulta că ești într-un surplus de 200-300 de calorii. Un surplus de 200-300 de calorii înseamnă că te afli într-un lean bulking și nu recomand nimănui să facă dirty bulking. Ideea este să pui cât de multă masă musculară poți și cât de puțină grăsime. Dacă vrei doar să te îngrași și nu te interesează că este grăsime sau că este masă musculară, poți să faci dirty bulking. Majoritatea persoanelor slabe au un metabolism foarte rapid, ceea ce înseamnă că trebuie să mănânci foarte mult ca să se îngrași. Nu trebuie să mănânci multă mâncare, trebuie să mănânci multe calorii. Iar aici este un mic secret pe care nu îl știe toată lumea. Un gram de grăsime are 9 calorii, pe când un gram de proteină și un gram de carbohidrați au doar 4 calorii. Ceea ce înseamnă că te poți folosi de grăsimi în avantajul tău ca să ajungi să fii într-un surplus caloric. Mănâncă în jur de 2 grame de proteină la kilocorp, adică dacă ai 70 de kilograme, mănâncă 140 de grame de proteină în fiecare zi. Mănâncă în jur de 30% din totalul caloriilor carbohidrați, iar de restul mănâncă doar grăsimi. Mă refer la grăsimi sănătoase precum cele din arahide, măsline, unde arahide, pește și caută pe internet grăsimi sănătoase alimente. Sfatul ăsta este pentru persoanele cu metabolism rapid care nu pot să mănânce doar mâncare sănătoasă și să fie și în surplus caloric. Și acum trecem la antrenamente și mai exact cum să te antrenezi inteligent. Cea mai întâlnită greșeală pe care o văd la începători este să facă diferite splituri în care antrenează o singură dată o grupă musculară pe săptămână. Nu este neapărat ceva greșit, dar încă nu e momentul să antrenezi o singură grupă musculară pe
antrenament. Antrenezi o singură grupă musculară pe antrenament în momentul în care ești destul de avansat și te interesează să lucrezi la niște mici detalii pentru un anume mușchi. Dar când ești la început, te interesează să pui cât mai multă masă musculară, iar lucrul ăsta îl poți realiza prin exercițiile compuse. Un exercițiu compus este un exercițiu care implică mai mulți mușchi deodată. Ne rupem un pic de sală și imaginează-ți că în momentul ăsta ai împinge o mașină. Când împingi o mașină, nu o împingi doar din mâini, o împingi din tot corpul. Intră și spatele, intră și antebrațul, intră și umerii, intră și picioarele, intră aproape fiecare mușchi din corp. Practic, împinsul mașinii este un exercițiu compus. Iar niște exemple de exerciții compuse sunt tracțiunile, flotările, împinsul la piept și deadlift-ul. Deadlift-ul nu-l recomand începătorilor. Deci ceea ce te interesează să faci la sală este să antrenezi cât de des poți grupele musculare. Dar nu uita că masa musculară se pune în timpul recuperării și trebuie să îți dai și timp de recuperare. Antrenează-te full body, iar recomandarea mea ar fi de 3, maxim 4 ori pe săptămână. Iar ultimul factor care este cel mai neglijat și este cea mai comună problemă este somnul. Cum am spus și mai devreme, masa musculară se pune în timpul recuperării, iar somnul este cea mai eficientă metodă de recuperare a organismului. Trebuie să dormi minim 8 ore pe noapte, iar asta înseamnă să stai minim 9 ore în pat. Multă lume confundă statul în pat cu dormitul și sunt lucruri total diferite. Din momentul în care te pui în pat până în momentul în care te trezești, trebuie să și adormi, te mai trezești și în timpul nopții și mulți alți factori. Trebuie să valorifici somnul mult mai mult și să îl vezi ca ceva productiv. Te ajută să pui masă musculară, te ajută să te concentrezi mai bine, te ajută să ai mai multă energie și te ajută să faci absolut orice. Toată lumea vorbește numai despre dietă și despre antrenamente, dar din păcate nimeni nu vorbește despre somn și despre importanța lui. Dacă faci ăștia 4 factori un an de zile, îți promit că vei pune minim 5 kg de masă musculară. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și dacă mai vrei videoclipuri de genul, uite aici ultimul meu clip.